Criza a declanșat acum o lună de guvern a fost tranșată în Parlament. Plenul Camerei Deputaților a votat legea de respingere a ordonanței 13, prin care s-a încercat modificarea codurilor penale. În același timp a trecut de vot și ordonanța 14, care o abrogă pe cea controversată. Discuția se va redeschide însă curând, pentru că Parlamentul va trebui să modifice codurile pentru a le pune în acord cu deciziile Curții Constituționale. Deputații i-au dat ultima lovitură ordonanței 13 cu o majoritate covârșitoare de voturi pentru și fără niciunul împotrivă. De altfel, de dimineață, în Comisia Juridică, însuși fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, și-a respins prin vot propria lucrare. Și ordonanța 14, care o abrogă, a fost adoptată fără probleme. Nu văd o persoană care ar putea să se exprime pe acest vot, și anume cel care v-a adus în această situație, Liviu Dragnea. Probabil că i-ar fi tremurat mânuța dacă ar fi votat aceste două proiecte de lege. Un cal mort trebuie îngropat. Este necesar ca adevăratul cal mort, ordonanța 13, să se regăsească în același pachet. Puterea declară acum subiectul închis. Ordonanța 14 a fost votată în Comisia Juridică cu unanimitate în procedură de urgență. Restul sunt declarații politice. Să nu încercăm aici să limpezim lucrurile cu argumente pe care le aflăm în afara hotarelor țării. Să învățăm din greșelile trecutului pentru a construi prezentul și viitor. Justiția să nu devină un câmp de bătălie pentru mize politice. Votul l-a scos din tăcere pe fostul premier Victor Ponta, care a refuzat să se conformeze liniei generale a partidului. De altfel, el a criticat atât prestația premierului, cât și pe cea a conducerii PSD. N-aș putea să nu mă fac de râs și să nu votez deloc? Păi ce e aia? Adopt una, o alta o abrog, pe bune, adică e cam de râsul lumii. Uneori eu sunt mai indisciplinat, dar îmi trece. Și puterea și opoziția sunt de acord însă că modificarea codurilor e obligatorie. E o responsabilitate a tuturor forțelor politice din Camera Deputaților ca să punem la punct codul de procedură penal și codul penal, în așa fel încât să nu mai fie discuții. Premierul Grindeanu a declarat că modificarea codurilor se va face doar după o dezbatere amplă și doar în Parlament. Ordonanța 13 a declanșat săptămâni neîntrerupte de proteste. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzi cu mesaje pline de umor și creativitate care au făcut înconjurul lumii. Românii au reușit să-și impună voința în fața majorității politice și au devenit un exemplu pentru mișcările civice din alte țări. Ordonanța intră acum în istorie, dar subiectul rămâne în atenția publică. De ce ați ales să faceți acest lucru acum, seara? Oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare. Eu v-am răspuns, doamnă. Altă întrebare, dacă aveți. Dumneavoastră ați fi acuzat și acum nu se mai poate, da? Aveți altă întrebare? Așa a început totul, la o oră târzie, cu multă tensiune acumulată în jurul subiectului și cu un tic verbal devenit celebru al ministrului Florin Iordache. În scurt timp, Piața Victoriei din capitală s-a umplut de oameni indignați, care refuzau să accepte că o măsură cu atâta greutate poate fi adoptată pe ascuns. La fel s-a întâmplat și în alte orașe din țară. Mesajul străzii a fost preluat a doua zi de președinte, care a cerut CSM și avocatului poporului să conteste ordonanța la Curtea Constituțională. Este inadmisibil, inacceptabil, este un scandal, o bătaie de joc. Protestele continuă seară de seară în întreaga țară. La ciocnirile violente dintre jandarmi și galerii din seara de 1 februarie din Piața Victoriei, protestatarii răspund trei zile mai târziu cu un marș al copiilor. Seara, guvernul face primul pas înapoi. Vom găsi calea legală, abrogarea, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanță. Protestele nu se opresc, cresc în amploare și creativitate. Imaginile TVR cu sute de mii de telefoane luminând Piața Victoriei devin virale pe internet și sunt preluate de marile televiziuni ale lumii. Ministrul Justiției nu mai rezistă în funcție nici o săptămână. Presiunea se mută acum pe Parlament, care dezbate și votează ordonanțele 13 și 14 în regim de urgență. Concluzia acestor săptămâni? Guvernul a persistat în greșeală, deși fusese avertizat să nu comită asemenea greșeli și totuși le-a comis. Fractura de încredere este totală la acest moment și domnul Grindeanu ar trebui din proprie voință, fără să-i o ceară nimeni, să arate clar că a renunțat la orice intenție de a mai face asemenea lucruri. Rămâne încă nerezolvată problema punerii în acord a codurilor penale cu deciziile Curții Constituționale.
Parcursul parlamentar al ordonanței 13 s-a încheiat, însă protestele împotriva cabinetului Grindeanu continuă. În fața guvernului s-au adunat zeci de oameni care au cerut demisia cabinetului. A fost a 22-a zi de manifestații. Au continuat și protestele de la Cotroceni, unde zeci de oameni și-au arătat susținerea pentru executiv și i-au cerut președintelui Klaus Iohannis să renunțe la funcție.